binecuvântări cerești să acopere viețile voastre. Astăzi, în această clipă, toate aceste planuri demonice vor fi distruse în numele lui Isus. Este vorba despre tine, prietene. Îngerii, să deschide calea, să deschide porți, să deschide ușile închise. Duhul Sfânt lucrează cu noi, am curățat ceva din interiorul nostru și o perioadă ne mișcăm. Totul este super, dar apoi atingem un alt nivel. Și la acel nivel nou, tu iarăși poți vedea că la acest nivel s-a dovedit că mai ai încă convingeri limitate sau anumite concluzii negative. Ele dintr-o dată au ieșit la iveală. Deci, la acest nivel, așa ceva încă nu ai văzut. Ele acolo se descoperă și tu ce trebuie să faci? Și uite, cineva ne-a insuflat deja. În trecut am mai vorbit despre asta. Tu trebuie, dacă asta este o convingere negativă, dacă este o convingere negativă, tu trebuie să o schimbi cu una pozitivă. Cum să faci asta? Se întâmplă că asta nu este așa de ușor. Convingerea negativă, ca de exemplu, privești în oglindă, privești în oglindă și te gândești. Uite, nu îți place ceva în tine, nu îți place cum arăți. Sau un alt exemplu vă dau. O domnișoară a venit la mine la consultație, avea o siluetă de fotomodel, frumoasă, înaltă, cu adevărat frumoasă. Și uite, ea povestește, eu am probleme cu viața personală, pur și simplu nu iese nimic. Ea, fată tânără, probabil vreo 25 de ani avea. Nu iese nimic în viața mea personală, deloc. Ea zice, eu nimănui nu-i plac. Băieții fac cunoștință cu mine, dacă au reușit să facă cunoștință. După asta, peste un timp scurt, ei pleacă de la mine și eu rămân iar singură. Și noi am început să descurcăm situația. Și ea spune așa o frază, cât mergeau întrebări-răspunsuri. Ea spune așa o afirmație. Păi eu nu sunt frumoasă. Eu pur și simplu nu sunt frumoasă, posibil de la asta. Eu pur și simplu nu le plac. Am rămas frapată. Asta e imposibil. Oare această fată nu se uită în oglindă? Tu nu poți să te agăți de nimic. Cu adevărat era frumoasă, potrivită să se filmeze într-un film. Eu o întreb, dar ce anume nu este frumos în tine? Urechile, ea a început să enumere buzele și altele. Și eu o întreb, de unde ai luat asta? Ea, de la început, nici nu ține aminte de unde a căpătat așa opinie despre sine, aceste convingeri negative. Dar apoi zice, o, mi-am adus aminte, bunica, toată copilăria, ea o vizita pe bunica. Acolo erau și alți nepoți, dar ea era copilul unei nurori care nu era iubită. Și bunica pe această nepoțică nu o iubea și o enerva. Ea totdeauna spunea astfel de cuvinte când ea făcea ceva sau când îi stătea în cale. Îi zicea, privește la tine! Privește la tine! Cine se va uita la tine? Uite ce urechi ai! Și ea enumera exact acele cuvinte care această fată le-a enumerat mai sus. Buzele, picioarele. Tu, în genere, nu te vei mărita. Uite, bunica spunea asta unui copil mic de 5-6 ani. Deci, în decurs de o perioadă oarecare, ea a spus. Apoi ei au încetat să meargă în vizită, dar ceea ce ea a vorbit acelui copil mic s-a depus în ea în așa mod că ea a crescut total cu convingere că ea are probleme și, cel mai important, că din cauza asta, ea nu va putea avea o familie fericită. În general, nu va putea avea familie. Deci, vă dați seama ce înseamnă convingeri limitate? De aceea, cum poți să le schimbi? Cum să crezi că asta este o minciună? Trebuie. Dacă nu poți să faci asta singur, roagă-L pe Duhul Sfânt. Dar tu ieși și începi, de exemplu. Asta la fel lucrează ca și prin cuvânt. Tu ai primit cândva un cuvânt, ai primit cândva un eveniment,
și cuvântul s-a implantat din ce în ce mai mult și s-a construit convingerea. Acum tu, în primul rând, îl respingi acest cuvânt și tu zici cuvântul. Eu am urechi frumoase, buze frumoase, eu sunt frumoasă, dar cel mai important că nu este nimic care să mă împiedice să am o familie fericită. Eu pot, eu sunt plăcută, etc. Și tu te dezici, apoi începi să zidești. Dacă asta e legat de așa o întrebare ca și exemplu de mai sus, te trezești în fiecare dimineață, te privești în oglindă, poate încă vezi aceste urechi incorrecte, dar oricum continui să vorbești. Eu sunt frumoasă. La mine totul iese bine. Eu pot și voi avea o familie fericită. Și pe o perioadă de timp aceste cuvinte construiesc convingeri noi. Până la acel moment când deodată parcă persoane i s-au deschis ochii. Eu cu adevărat am urechi frumoase. Deci pe o perioadă tu îți vorbești aceste cuvinte, cuvântul sună, dar ochii încă văd opusul. Dar mai apoi, cuvântul își face lucrarea sa. Construiește această convingere și într-o bună zi, ochii încep a vedea o altă imagine, înțelegeți, da? Și asta se referă la orice situație, dragi prieteni. De exemplu, în ceva tu nu ești curajos, în ceva poate nu ești încrezut, sau în ceva crezi că ești incapabil. Tu începi să vorbești asta. De atâtea ori în copilăria noastră, când bunei și bunicile ne-au educat, ne puteau spune că în ceva nu suntem așa sau cumva nu suntem destul de buni, ne comparau. Și tu ai fi primit asta că undeva tu nu ești capabil, că tu nu poți. Începe să vorbești concret cu acele cuvinte contrare cuvintelor spuse de diavol. Tu mărturisești și ca rezultat, ce reiese? Spune stare. Biruință. Într-un final primești biruință. Dă-i slavă lui Dumnezeu!